Bună ziua, dragi părinți! Astăzi o să discutăm despre idei, cum putem ajuta copilul să treacă de frica de eșec. O să împărtășesc cu voi 7 idei cum puteți ajuta copilul. În primul rând, bineînțeles, trebuie să discutăm cu copilul. Copilului căruia este frică de eșec, nici surprizele nu le plac. Ei trebuie să fie pregătiți înainte de a face ceva. Deci, o bună idee este să-l pregătim pentru eșec. Să vorbim despre ce anume îl îngrijorează. Când copilul are de dat un examen sau are un meci, noi trebuie să evităm să-i spunem: nu-ți fă griji, sunt sigură că vei câștiga, tu ești minunat, o să câștigi cu siguranță. Trebuie să evităm să spunem aceste lucruri. De ce? Pentru că noi nu putem promite copilului aceste lucruri, deoarece noi nu știm că cealaltă echipă nu va fi mai bună sau ce anume îi va cădea la test. Noi nu putem promite că el va lua testul sau va câștiga acel joc. Pentru că dacă îi promitem acest lucru, iar el va da greș, ce se va întâmpla? Copilul nu va mai avea încredere în noi, nu? Deci ar trebui să schimbăm și să punem întrebări. Punem întrebări cum ar fi: de ce ți este cel mai tare frică? Ce crezi că se poate întâmpla foarte, foarte grav dacă nu o să câștigi acel joc sau dacă nu o să iei testul? Probabil copilul vă va spune: mi este frică sau mi este rușine să mă mai întâlnesc cu colegii de la școală, dacă ei o să râdă de mine. Dumneavoastră trebuie să continuați cu întrebările până când copilul găsește o soluție ca să-l facă să se simtă mai confortabil. Continuați întrebările. Dar ce te face să crezi că ei o să râdă de tine? Sau ce te face să crezi că asta o să se întâmple? Ați prins ideea. Deci continuați cu întrebările. Ajutați-l să treacă prin toate variantele la ce s-ar putea întâmpla dacă el greșește, dacă dă eșec. Asta îl va ajuta să facă față fricii mai ușor. Un al doilea lucru pe care puteți să faceți este să găsiți mereu ceva pozitiv atunci când copilul face o greșeală sau are parte de un eșec. Spre exemplu, el nu a luat testul la matematică. Noi trebuie să găsim cumva să îl aducem pe copil să vadă ceva bun din această situație, pentru că cu toții știm, greșelile ne fac să devenim mai buni. Întrebați-l: ce ai învățat tu din asta? Este ceva ce ai putea să faci ca data viitoare să fii mai pregătit? Noi punem întrebări, noi nu le dăm idei ce să facă, doar le dăm sugestii. Cum ar fi, poate dacă ai face mai multă practică, te-ar ajuta să fii mai bun la fotbal? Sau poate dacă ai sta jumătate de oră să studiezi la matematică, ar ajuta? Noi îl întrebăm: tu ce crezi despre asta? Văzând ceva bun în fiecare situație, chiar și atunci când eșuăm, când facem greșeli, copilul se va simți mai încrezător și va face față cu ușurință greșelilor, eșecurilor, schimbărilor din viața lor. Un lucru foarte important este să învățăm copiii să se aprecieze pe ei. Din păcate, foarte mulți copii în ziua de astăzi așteaptă ca ceilalți să le spună: vai, dar ești minunat, vai, dar ce bun ești, vai, dar ce bine arăți. Așteaptă ca ceilalți din afară să îi încurajeze. Noi trebuie să învățăm copiii să se aprecieze ei pe ei, să aibă încredere în ei, să se iubească așa cum sunt ei, să nu aștepte de la ceilalți aceste lucruri. Pentru că asta îi va ajuta să facă față cu ușurință. De ce? Este frică să dea greș, pentru că apoi dacă copiii vor râde de el, având încrederea asta în el, nu-i va mai fi frică ce vor spune ceilalți copii. Învățați copiii căci toți oamenii avem acest drept de a alege, de a alege ce să facem, cum să reacționăm, cum ne simțim după ce am trecut printr-o situație,
Copiii trebuie să știe că oamenii au această variantă de a alege. Dacă aveți un caz în familie în care unul dintre părinții, frații, surori, spre exemplu, a avut un vis și a dorit ceva, dar din cauza că era frică a renunțat. Iar un altul a simțit aceeași frică, dar a continuat pentru că și-a dorit foarte tare. Aceasta îi va arăta copilului că oamenii, noi oamenii alegem cum să răspundem la anumite situații, la anumite evenimente din viața noastră. Învățați copilul să fie flexibil, adică îl implicăm în mai multe lucruri diferite, să guste diferite mâncăruri, să meargă la mai anumite diferite grupuri în care să interacționeze. Copilul fiind mai flexibil își reacționează diferit la anumite idei, la anumite situații. Un alt lucru pe care îl puteți face este să învățați copiii să fie responsabili. Adică învățați copilul atunci când li se întâmplă ceva, când au avut parte de un eșec, a făcut o greșeală. Nu este vina nimănui. Ei nu trebuie să dea vina pe nimeni. În schimb, cum îl putem ajuta punându-i întrebări. Ce poți face tu ca să te simți mai bine după acest eșec, după această greșeală? Ce ai învățat tu din această greșeală? Nu îi lăsăm să caute scuze în ceilalți, în situații, în evenimente. Cum răspundeți dumneavoastră atunci când eșuați? Cum reacționați dumneavoastră? De ce întreb asta? Pentru că cum răspundem noi la eșec, la eșecurile noastre, dar și a copiilor, au un impact foarte mare cum vor răspunde copiii la, atunci când au parte de un eșec. Dacă copiii ne văd că ne criticăm pe noi, că atunci când am făcut o greșeală, ei vor crede că așa trebuie să reacționeze și ei. Dar pe cealaltă parte, dacă văd că noi facem față unui eșec, mergem mai departe, chiar dacă am făcut o greșeală, chiar dacă am eșuat, și vede că noi devenim mai puternici, copiilor nu le va mai fi frică așa tare de a da greș. Vor trece mai ușor peste acest sentiment. Deci evitați să folosiți cuvinte de descurajare, de a critica copilul și pe dumneavoastră atunci când experimentați o greșeală, un eșec în viața dumneavoastră. Iar copiii când deja au parte de un eșec, ei știu că au eșuat deja, au eșuat, dar noi nu trebuie să sărim să-i salvăm. Noi trebuie să învățăm cum să învețe din acel eșec și să nu poarte această vină cu ei. Asta trebuie să facem noi. Sper că aceste idei v-au plăcut. Dacă v-au plăcut, vă rog dați share și dați și subscribe. O zi bună!